Avem fericită ocazie să fim la o sărbătoare de suflet, la o sărbătoare, o tradiție în Comuna Mahala. Comuna Mahala este o comună românească foarte veche. Pentru prima dată ea este amintită în Uricul de Dania lui Ștefan cel Mare pe 25 aprilie 1472, când satul și moșia Ostrița au fost dăruite mănăstirii Putna. Totdeauna le spun la elevi că ne putem mândri cu faptul că încă înainte de a descoperi Cristofor Columb America, satul Mahala de acum exista și era sat român. Ne aflăm la o sărbătoare extraordinară, care am putea spune că este cam nouă pentru satul Mahala, ieșirea oilor pe plai, sau în limba ucraineană, vihid na poloninu. Noi polonini nu avem, avem plai. Deci la noi în sat asta este o tradiție care urmează, dar ea este nouă. În general, în trecut, oamenii scoteau oile la câmp, la păscut, pe 6 mai, de Sfântul Gheorghe. Dar anul acesta, așa că a fost mai frig, s-a mai întârziat și iată că au hotărât să refacă această tradiție. Ieșirea oilor la plai, asta e începutul verii, asta e belșug, asta e bucurie pentru toți. La noi în sat, cândva, în trecut, oamenii foarte multe oi țineau. Cu părere de rău, acum o leacă mai puțin, dar totuși sunt gospodari cu inimă mare, gospodari care au grijă de sat. Deci am văzut că aici au venit și cai, și oi, și poni, și foarte multe căruțe. Asta este ceva care se renaște, pentru că noi trăim în secolul 21, trăim sub oraș. Cu părere de rău, chiar și vaci mai puține în sat, și cai mai puțini, și oi mai puține, dar eu cred că după sărbătoarea de astăzi se va reface tradiția aceasta frumoasă de a ține animale. Ne mândrim cu satul nostru că tradițiile se păstrează. Cel mai mult se păstrau tradițiile sărbătorilor de iarnă, tradițiile de Paște, tradițiile de sânzâiene și acum ne mândrim că avem încă o sărbătoare nouă, ieșirea oilor pe plai. În felul acesta ne mândrim că se continuă tradițiile satului și copiii, generația tânără, o vor continua mai departe.